Hristos a înviat! Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să avem o zi frumoasă și binecuvântată în această zi de mare sărbătoare, izvorul tămăduirii și în același timp ziua comunității locale. Vom binecuvânta și sfinți apa de la fântâna de leac, așa cum facem în fiecare an, pentru ca să fie spre vindecare și spre folos duhovnicesc deosebit. Să fiți sănătoși, bine v-am găsit și să petrecem în rugăciune, în cântare și în lumina învierii lui Hristos în această săptămână luminată și în această sfântă zi de mare sărbătoare. Hristos a înviat! Imaginați-vă că din timpuri imemoriale strămoșii noștri veneau cu preotul lor aici în pădure la fântâna de leac pentru a sfinți apa și a mărturisi credința în învierea Domnului nostru Iisus Hristos în această săptămână luminată. Oamenii obosesc, se tocesc timp de un an de zile, dar vine momentul când trebuie să ne reînnoim, să ne redinamizăm, să ne resetăm, cum spun unii astăzi, și ne resetăm în rugăciune, în bucurie și în comuniune sfântă, în Duhul Luminii Învierii lui Hristos, în astfel de împrejurim. Iată, în mijlocul pădurii, în rugăciune de Sfintele Paști, în săptămâna luminată, să ne rugăm la Dumnezeu pentru sănătate, pentru vindecare, pentru mântuire. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să petrecem aceste momente cu bucurie sfântă. Hristos a înviat! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Amin. Pentru un alt preasfințitul
nostru Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime. Și acum trimite harul preasfântului și de viață păcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și acum trimite harul preasfântului și de viață păcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și acum trimite harul preasfântului și de viață păcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Pentru a-i mulțumi, îi ofer din partea dumneavoastră un buchet de flori. Vă mulțumesc mult! Pentru că de-abia acum am reușit să urc pe scenă în fața dumneavoastră, permiteți să vă spun că voi mai intra încă o dată în scenă cu invitații mei, dar în acest moment doar să vă spun și eu, Hristos a înviat! Vă rog să rămâneți la toată petrecerea zilei de astăzi, pentru că este un program foarte frumos, care sunt convinsă că va fi pe placul tuturor și tuturor vârstelor. Vă mulțumesc de participare, voi reveni, voi reveni. Mulțumesc tare mult! Thank you.
spai cu flori, măi, dorule, dor. Mândru ești în sărbători, măi, dorule, dor. Vara Mureș, plai cu flori, măi, dorule, dor. Mândru ești în sărbători, măi, dorule, dor. Mândru ești și fericit, măi, dorule, dor. Vara Mureș, înflorit, măi, dorule, dor, măi! La mulți ani, lucetărilor! Hai, hai, mă! Ghege duce-n sus păiza, măi, dorule, dor. Din Sighet până-n Botiza, măi, dorule, dor. Ghege duce-n sus păiza, măi, dorule, dor. Din Sighet până-n Botiza, măi, dorule, dor. Vezi feciorii lui Bogdan, măi, dorule, dor. Înstruțați cu măieran, măi, dorule, dor, noastră, a nucetenilor, chiar dacă nu sunteți numai nuceteni și sunt dâmbovițeni, bine ați venit alături de noi. Mulțumesc minunaților noștri copii care astăzi v-au încântat și vă vor încânta în continuare, dar nu în ultimul rând, mulțumesc celor care astăzi au fost alături de mine. Așa cum vă spuneam mai devreme, toată conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, a Prefecturii, doamna Prefect, domnul președinte Corneliu Ștefan, forța localității și forța județului Dâmbovița. Îl avem alături pe domnul senator Titus Corlățean, domnul primar al municipiului Târgoviște. Îl avem pe domnul deputat Radu Popa, pe domnul secretar de stat Nicolaescu, de la care am primit ajutor și vom mai primi, sunt sigură. Avem foarte mulți prieteni alături de noi și nu o să-i enumeresc pe toți, inclusiv Consiliul Local, cel care mă ajută în realizarea tuturor proiectelor. Eu încă o dată vă spun decât bine ați venit, vă spun, Hristos a înviat, pentru că suntem la o sărbătoare creștin-ortodoxă și am să vă rog să permiteți câteva minute pentru fiecare să-i ascultăm și îl rog pe domnul senator Titus Corlățean să înceapă dânsul ziua de astăzi oficial. Mulțumesc, doamnă primar. Hristos a înviat! Vă salutăm cu mult respect și cu multă prietenie alături de doamna primar, o doamnă primar pe care noi o iubim, nu doar că o respectăm, o apreciem și o susținem, o iubim pentru tot ceea ce înseamnă pentru viața comunității locale din Nucet, pentru tot ce a făcut în acești ani și vom fi în continuare alături de dumneai și de echipa de consilieri locali. Este săptămâna luminată, e o zi specială, e o zi de sărbătoare creștină, izvorul tămăduirii pe care, iată, sărbătoarea am marcat-o aici la Nucet. Este o zi în același timp și de marcare a Zilei Independenței României, 1877, 9, 10 mai. Și este și o zi care vine după ziua de ieri, 9 mai, Ziua Europei. România, o țară membra Uniunii Europene,
care a beneficiat în acești ani, și bine să spunem, mai ales într-un an ca acesta, a beneficiat de susținere foarte puternică financiară. Sunt 100 de miliarde de euro care au fost investiți în România în toți acești ani și lucrurile se văd. Atunci când construiești o școală, o grădiniță, când asfaltezi, când asiguri iluminat public și multe alte proiecte, cele mai multe dintre ele s-au făcut cu bani europeni și e bine să știm acest lucru. Așa încât vă dorim într-o astfel de zi foarte frumoasă și binecuvântată, multă sănătate, Domnul să vă întărească, să vă dea gândul cel bun, să rămânem alături de doamna primar, de echipa condusă de domnul președinte Corneliu Ștepan. Vă doresc multă sănătate, la mulți ani și o sărbătoare cât mai frumoasă. Mulțumesc, îl invit pe domnul primar al municipiului Târgoviște, primarul din România care are cele mai multe proiecte și de la care avem foarte multe de învățat. Domnul primar, vă rog. Mulțumesc, doamna primar, la mulți ani, să fiți sănătoși, o atmosferă foarte frumoasă aici, o comună foarte frumoasă, cu oameni foarte frumoși. Vreau și eu să o felicit pe doamna primar și întreaga echipă administrativă pentru ceea ce face pentru această comună, pentru că sunt foarte multe proiecte în derulare, comuna se dezvoltă în continuu. Știu că nu e ușor, dar cu dăruire și cu muncă lucrurile pot fi duse la bun sfârșit. Vă mulțumesc pentru invitație, la mulți ani tuturor, să fiți sănătoși! Și noi vă mulțumim și pentru că eu păstoresc această localitate de 24 de ani, femeie, am alături de mine o femeie puternică, primul prefect al județului Dâmbovița, femeie, de care mă bucur de fiecare dată de prezența dumneiei și de sprijinul pe care mi-l acordă și de susținerea morală până la urmă, pentru că ai nevoie într-o asemenea funcție și de o astfel de susținere, doamna prefect Gilia Claudia, pe care vă rog să o aplaudăm. Bună ziua, Hristos a înviat! Doamna primar, vă mulțumesc tare mult pentru cuvintele deosebite. Mă bucur tare mult să fim încă o dată și anul acesta alături de dumneavoastră. A devenit deja o tradiție pentru noi să fim în mijlocul dumneavoastră. Astăzi, într-o zi de mare sărbătoare creștină, vă îmbrățișăm cu drag, vă respectăm. Vă spunem de ziua dumneavoastră la mulți ani. Și permiteți-mi să o felicit și eu pe doamna primar pentru lucrurile minunate care le-a făcut pentru această comunitate și sunt sigură, doamna primar, că veți face în continuare multe lucruri bune pentru comunitate, iar noi, fiecare din pozițiile și demnitățile publice pe care le avem, vă vom fi alături de dumneavoastră, prin dumneavoastră, întregii comunități. Multă sănătate, sărbătoare minunată vă doresc astăzi, după cum vedeți, într-o zi absolut superbă și permiteți-mi, doamna primar, un gând foarte drag pentru niște copii minunați pe care îi aveți în această comunitate și pe care știu că i-ați încurajat permanent alături de domnul președinte al Consiliului Județean. Cu nuna Nucetului, felicitări, dragilor, reprezentați cu onoare această comunitate. Felicitări! La mulți ani, încă o dată, Nucet! În numele frumoșilor noștri copii, un buchet de flori doamnei prefect, care îi mulțumesc de prezență și astăzi. Și chiar dacă îi dau cuvântul ultimul lui domnului președinte, este primul om al județului, un prieten al Nucetului, un om adevărat care a făcut foarte multe pentru județul Dâmbovița. Cred că niciodată, în niciun mandat, nu s-a făcut ceea ce a făcut domnul președinte. Hai să-l aplaudăm și pe dumnealui și după care îl las să rostească câteva cuvinte și îi mulțumesc din inimă pentru prezența de astăzi. Mulțumesc mult, doamna primar. În primul rând, Hristos a înviat. Am venit împreună cu colegii mei și vedeți că suntem o echipă puternică, o echipă serioasă, o echipă performantă și, așa cum a spus doamna primar, aici suntem într-o echipă și cea mai puternică echipă a județului Dâmbovița, doamna prefect, domnul primar al municipiului Târgoviște, domnul senator, domnul deputat, domnul subprefect, domnul ministru secretar de stat, colegi de-ai mei din Consiliul Județean Dâmbovița. Am venit cu mare drag la Nucet, așa cum venim în fiecare an, aici, într-un loc sfânt și într-o zi de sărbătoare. Astăzi este o zi de sărbătoare și creștină, dar și ziua dumneavoastră, ziua Comunei Nucet,
o zi importantă pentru comunitatea locală. Este o onoare pentru noi să venim astăzi alături de doamna primar, de un primar performant al județului Dâmbovița, un primar cu realizări pentru comuna Nucet, un primar care zi de zi muncește pentru locuitorii comunei Nucet. Eu vreau să vă mulțumesc, doamna primar, în primul rând pentru ceea ce faceți pentru comunitatea locală. Vreau să vă asigur astăzi și de ziua comunei Nucet că vom fi alături în continuare de comuna Nucet și, bineînțeles, Dumnezeu să ne dea gândul cel bun și să ne ajute. Doamne ajută și un sincer la mulți ani! Mulțumesc fiecăruia dintre dumnealor. Le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordă. Eu cred că azi nu e despre campanie, azi este despre noi, despre Nucet, pentru că dumneavoastră, cei din Nucet, știți că noi ne-am făcut mereu treaba. Și atât, nimic altceva. Vă doresc o zi frumoasă în continuare, să petreceți cu bine și să rămâneți până în ultimul moment. Vreau să vă mai spun încă un lucru și să-i mulțumesc în numele dumneavoastră, domnului președinte, pentru că, de fapt, direcția 5 a fost... Împreună. Împreună.